Să pot să vă fiu alături și să încerc cumva să-mi aduc aportul asupra comunității voastre, care înțeleg că este una destul de numeroasă și sper să devină și mai numeroasă. Numele meu este Gabriela Carata și din poziția de Education Product Director pe care o ocup în cadrul HTSS, am în vedere gestionarea dezvoltării sistemului de learning management MindClass, cât și serviciile conexe acestui produs, care servicii sunt axate pe zona creării de conținut și a transpunerii acestuia în versiuni mai dinamice și interactive, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale. În următoarele câteva zeci de minute, îmi propun să vă captez atenția pentru a vă povesti mai pendelete despre MindClass, un sistem de management al învățării, cât și despre cum vă poate face el jobul mai ușor, procesele în zona de learning and development mai eficiente și, ca urmare, compania mai productivă. Prezentarea va urma o structură oarecum simplistă și anume după un scurt intro, sau poate unul nu chiar atât de scurt, rămâne să vedem, ne vom concentra atenția pe soluția propriu-zisă, pe MindClass, ca la final să rezervăm circa 10-15 minute pentru câteva întrebări. Voi share-ui imediat cu dumneavoastră și un document de prezentare. Tematica prezentării, și anume Empower Your Organization with MindClass, a venit cumva pe fondul unor constatări, mai mult sau mai puțin personale, pe care sunt totuși convinsă că într-o oarecare măsură le împărtășim mulți dintre noi. Trăim cu siguranță vremuri foarte speciale în care progresul tehnologiei își spune cuvântul în mai toate domeniile, de la mediul de business, educație, medicină și până la viața de zi cu zi, iar dinamica pe care au ajuns să o dicteze inclusiv în piața muncii este unul dintre factorii care au contribuit la situația la care asistăm cu toții, situația actuală, în care foarte puține sunt companiile sau organizațiile care, dacă nu au deja implementat un sistem de management al învățării și instruirii, se gândesc să achiziționeze așa ceva sau au demarat deja demersurile de achiziție, respectiv implementare. Cu alte cuvinte, un tool LMS a devenit indispensabil oricărei companii ce se află în căutare de optimizare și eficientizare a proceselor de gestionare a instruirii și a educației, procese care sunt puternic corelate, aș spune, cu nivelul de productivitate al oamenilor și, de ce să nu recunoaștem, cu șansele ca un business să se dezvolte și să prospere sau, din contră, să dispară din piață. MindClass, soluția de management al învățării dezvoltată de compania High-Tech System and Software, pe scurt HTSS, companie cu o tradiție de 12 ani în industria producătoare de soluții digitale, este un produs software care facilitează distribuirea de conținut de orice tip, deci nu doar educațional sau instrucțional, cât și managementul proceselor de învățare online, sincron sau asincron. Cu ajutorul MindClass puteți optimiza, de pildă, procesul de integrare al angajaților nou veniți, asigurându-vă că aceștia au acces la materiale și resurse de formare esențiale încă din prima zi. De la politicile și procedurile companiei până la module de formare specifice locului de muncă sau industriei, platforma MindClass poate reprezenta răspunsul la nevoia de a centraliza toate materialele de învățare, onboarding, proceduri și norme interne și nu numai, într-un singur loc, făcându-le foarte ușor accesibile, asigurând o experiență de integrare, dar și de formare continuă, facilă, eficientă pentru fiecare angajat, însă totodată și trasabilitate pe activitățile realizate în platformă. Beneficiile nu se opresc aici, deoarece MindClass vă permite să oferiți angajaților oportunități continue de formare și dezvoltare profesională. Și fie că este vorba despre instruire, spre exemplu, în vederea respectării anumitor standarde de conformitate sau acreditări periodice, ateliere de dezvoltare a abilităților sau programe dedicate de dezvoltare a leadership-ului, platforma MindClass reprezintă o soluție flexibilă și totodată scalabilă ce poate satisface
nevoi unice de instruire, învățare și formare ale oricărei organizații. Portofoliul curent de clienți ai soluției MindClass este unul foarte eterogen, însumează undeva la 35.000 de utilizatori activi provenind din 6 țări europene și este compus din organizații din varii industrii, de la sectorul financiar-bancar, industria farma, sectorul public, zona de medical și nu numai. Companii care până la urmă au un singur lucru în comun, ele având undeva la unele începând la câteva zeci de angajați, iar altele ajungând până la mii sau zeci de mii de angajați. Și cum spuneam, singurele lucruri pe care aceste organizații le au în comun sunt până la urmă dorința și nevoia de a instrui și de a perfecționa constant angajații, de a monitoriza progresul și de a oferi totodată conținut de calitate cât mai accesibil și într-o manieră cât mai eficientă și din punct de vedere costuri. Tot la capitolul avantaje, MindClass are și capacitatea de a urmări și monitoriza progresul și performanța angajaților. Cu funcții robuste de raportare, poate furniza informații foarte valoroase despre rezultatele de învățare individuale sau de grup, ajutând în identificarea zonelor care poate necesită îmbunătățire mai mult decât altele, cât și în privința măsurării impactului inițiativelor de formare asupra succesului general al afacerii. MindClass încurajează și colaborarea, cât și partajarea cunoștințelor, împărtășirea cunoștințelor între angajați prin funcționalități interactive, precum forumurile de discuții, mesagerie integrată. Până la urmă există o serie clasică de instrumente de învățare socială sau mecanisme de feedback, oferire de feedback între colegi. Astfel, creând o cultură a învățării continue și a schimbului de cunoștințe, puteți veni proactiv în întâmpinarea nevoilor forței de muncă, încât aceasta să rămână agilă, inovatoare, competitivă, într-un mediu de afaceri, cum este cel de astăzi, foarte dinamic. Și haideți acum să ne orientăm atenția către prezentarea propriu-zisă a soluției și vă invit așadar să faceți cunoștință directă cu MindClass. O să mergem către partea de aplicație. Ok. Fie că sunteți până la urmă o întreprindere mică sau reprezentați o corporație, soluția MindClass este complet personalizabilă și scalabilă pentru a putea răspunde specificului companiilor de toate dimensiunile și din toate industriile. Spuneam că, între altele, grație opțiunii de a implementa soluția în cloud, deci o implementare bazată pe cloud, platforma poate fi accesată oricând și de oriunde, asigurând experiențe de învățare adaptabile ritmului și programului fiecărui angajat, fie că este la birou sau lucrează de la distanță, ținând cont totodată de obiectivele și prioritățile de business la nivel de companie, departament sau echipă. Și pentru ca experiența în platformă să fie una cât mai iară angajaților, aplicația poate fi personalizată în concordanță cu elementele de branding specifice unei companii, astfel că logo-ul, schema cromatică, imaginea din background de pe pagina de login pe care ne regăsim, toate acestea sunt elemente care sunt customizabile în proporție de 100%. Observăm faptul că platforma suportă și localizare, iar în momentul de față este tradusă, după cum se vede în colțul din dreapta sus, este tradusă în 7 limbi. Și menționez aici că lista o putem completa oricând cu oricare alte limbi ar mai fi de interes. În viitorul foarte apropiat urmează să extindem această listă cu o a opta limbă, și anume limba maghiară. Totodată, MindClass prezintă și avantajul posibilității integrării unii sau bidirecționale cu soluții terțe. În cazul de față, instanța de demo pe care operăm este integrată cu Microsoft Active Directory, de unde preia datele utilizatorilor, cât și ierarhia, organigrama companiei, în vederea replicării acesteia în platformă și a corelării nivelurilor ierarhice cu diferite grade de permisiuni și capabilități specifice. Și tot grație integrării cu AD, accesul în platformă se poate realiza centralizat via single sign-on, însă platforma permite, desigur, și logarea, accesare manuală în baza creării unui username și a unei parole
cât și accesarea acesteia ca vizitator cu permisiuni restrânse cu acces limitat către o zonă specifică a site-ului. Ne vom loga pe platformă via single sign-on. Ok. Întreaga platformă, am accesat dashboard-ul central al aplicației, unde putem observa că întreaga platformă este organizată, este structurată pe bază de blocuri, care includ diferite tipuri de conținut și oferă acces la diferite categorii și funcționalități. Aspectul implicit al tabloului de bord poate fi foarte ușor schimbat de către administratorul site-ului și, dacă se dorește, în funcție de rolul pe care fiecare utilizator îl are în platformă, se pot seta și capabilități care să permită schimbarea aspectului tabloului de bord la nivel de utilizator. Cele trei zone principale, să spunem, ale platformei sunt meniul orizontal din partea din stânga sus. Avem odată meniul. Central avem secțiunea de conținut. Iar în partea din dreapta avem sertarul cu widgeturi, care poate fi ascuns sau poate fi vizualizat foarte ușor de către utilizator. În partea din dreapta sus avem și funcționalitatea de căutare generală, funcționalitatea de notificări, mesagerie integrată, posibilitatea schimbării limbii și acces către meniul derulant cu datele specifice fiecărui utilizator în parte. Apropo de secțiunea de notificări, platforma poate trimite automat, în funcție de vari scenarii, cum ar fi, spre exemplu, înscrierea la un curs, finalizarea acestuia sau apropierea termenului până la care acesta trebuie parcurs. Poate trimite notificări atât în aplicație, cât și via e-mail. Conținutul notificărilor este customizabil, iar notificarea poate fi trimisă inclusiv superiorului, nu doar cursantului. Cât despre mesagerie, lucrurile sunt destul de simple și pe înțelesul tuturor aici. Utilizatorii au posibilitatea să trimită și să primească mesaje private, cât și de grup, pe care le pot vizualiza în platformă și pot contacta de aici toți utilizatorii care au conturi active pe instanța respectivă. În partea de jos, stânga, avem o serie de alte funcționalități și anume funcționalitatea de feedback. Există posibilitatea oferirii de feedback din partea utilizatorilor și indiferent de feedback-ul pe care aceștia aleg să-l lasă, apropo de calitatea experienței în platformă sau calitatea materialelor accesate, pot oferi și câteva explicații sau nu, este la latitudinea lor și pot trimite feedback-ul anonim sau nominal. Odată feedback-ul trimis, feedback-urile sunt centralizate într-un dashboard specific, care este accesibil doar utilizatorilor cu permisiuni extinse, din blocul administrativ. Rolurile cu astfel de permisiuni vor putea vedea feedback-ul, rezultatele feedback-urilor lăsate de către toți utilizatorii de pe acea instanță și pot genera de acolo, pot descărca rapoarte. Tot în partea din stânga jos avem și funcționalitatea care permite utilizatorilor să reia orice sesiune începută pe desktop sau pe laptop în baza scanării QR code-ului din această secțiune, în dreapta imaginii. Deci în baza scanării QR code-ului pot continua sesiunea fix din punctul în care au lăsat-o anterior pe desktop sau pe laptop. În funcție de rolul sau rolurile care sunt asociate unui utilizator, permisiunile și capabilitățile în platformă variază raportat la customizările pe care le-a primit fiecare rol în parte. Utilizatorul meu curent are rolul de administrator de sistem, prin urmare am acces la toate funcționalitățile și setările sistemului. Însă pentru rolul de administrator la nivel de beneficiar, cea mai importantă serie de funcționalități care permit setarea și customizarea aplicației se regăsesc în blocul de conținut, care este acesta, asupra căreia vom poposi mai în detaliu puțin mai târziu, pentru că acum voi alege să continui prin a impersona un utilizator cu rol de student pentru a vedea care sunt până la urmă diferențele la nivel de vizualizare a dashboard-ului, a interfețelor.
voi merge și voi căuta un utilizator în platformă și voi impersona acel utilizator, astfel încât să avem acces la view-ul specific de al unui student, al unui cursant. Bun. Diferențele sunt practic la nivelul blocurilor care sunt afișate în dashboard. Nu are acces la panoul de administrare, la care aveam eu acces prin intermediul rolului de administrator pe care îl dețin în platformă. Însă la toate celelalte funcționalități, așa cum au fost ele customizate pe această instanță de către administrator, au acces toți utilizatorii din platformă. Însă, după cum spuneam, funcționalitățile și capabilitățile în platformă pot fi restrânse și pot fi operate customizări și pot fi create oricâte roluri sunt necesare în funcție de scenariile de business ale fiecărei companii și organizații în parte. Cele mai utile și frecvent vizitate pagini de către un cursant, dar nu numai, sunt secțiunea de dashboard, cea pe care ne regăsim în momentul de față, pagina de My Courses, cursurile mele, și profilul utilizatorului. Sunt în continuare logată cu utilizatorul cursant, cu rol de student. În tabloul de bord, în dashboard, fiecare cursant își poate regăsi cursurile la care este înrolat. Ele sunt împărțite, pot fi împărțite în trei tipuri de înrolări. Momentan, ele sunt denumite cursuri obligatorii, recomandate și alte articole de studiu. Însă denumirea acestor trei tipuri de înrolări poate fi modificată, ele putând fi denumite în funcție de specificul nevoii fiecăruia. Tot în dashboard, utilizatorii pot vedea cursurile recent accesate, în blocul de cursuri, în blocul de, pentru cursurile recent accesate, de la cele mai recente și până la cele accesate mai mult timp în urmă. Și totodată, tot în secțiunea de dashboard, utilizatorii pot regăsi căile de învățare pe care sunt înrolați. O cale de învățare fiind o modalitate foarte eficientă prin care se poate seta un program sau un utilizator, un angajat poate fi înscris într-un program de perfecționare de învățare, astfel încât la finalul parcurgerii acelei căi de învățare, angajatul să devină, să-și crească nivelul de proficiență într-un anumit domeniu. Ok. În pagina de My Courses, care spuneam că este o altă secțiune foarte utilă cursanților, orice utilizator va putea identifica foarte ușor cursurile la care este înrolat, în funcție de tipul înrolărilor de care am vorbit puțin mai devreme. Avem aceeași împărțire pe cursuri obligatorii, recomandate și alte articole de studiu. În momentul de față, utilizatorul pe care l-am impersonat nu are decât înrolări la cursuri obligatorii, pe care le poate vedea listate în secțiunea de My Activity, împărțite în funcție de stadiul progresului. Acestea poate fi stadiile, cele trei în care se pot regăsi materialele din platformă sunt cursuri atribuite, dacă vom merge, spre exemplu, pe limba română, avem cursuri atribuite pentru cursurile la care cursanții sunt înrolați, sunt înscriși, dar pe care nu le-au început. Avem cursurile în curs de desfășurare pe care utilizatorii, la care utilizatorul este înscris și pe care le-a început. Și avem cursurile, secțiunea de cursuri finalizate, care o putem vedea probabil pe utilizatorul meu. Ok. Profilul utilizatorului, mergând către partea de profil al utilizatorului, oferă o vizualizare rapidă a detaliilor contului de utilizator. În partea din stânga avem blocul ce conține detaliile utilizatorului, însă tot în pagina de profil, în secțiunea de profil, utilizatorii pot regăsi foarte ușor lista rapoartelor la care au acces sau lista tuturor cursurilor la care sunt înrolați. Vezi mai mult? Se expandează și putem vedea toate cursurile la care utilizatorul este înrolat, cât și o serie de alte informații utile pentru evoluția în platforma MindClass a angajaților. Tot din lista derulantă din partea din dreapta sus,
Utilizatorii pot accesa și vizualiza catalogul de note, unde pot, desigur, verifica cursurile la care sunt înscriși, notele obținute, acolo unde este cazul. După cum se vede, în partea din dreapta avem listate notele, în partea din stânga sunt listate cursurile cu denumirea acestora. Revenind acum la contul meu de administrator, mă voi deloga. Din sertarul de widget-uri pe care l-am amintit anterior, cel mai des utilizate blocuri sunt cele de calendar, evenimente care urmează, evenimente următoare, upcoming events, și partea de blocul de private files. Apropo de blocul și funcționalitățile pe care le oferă calendarul, fiecare utilizator are posibilitatea ca în calendarul propriu din platformă să salveze manual evenimente care au legătură sau nu cu activitățile desfășurate în platformă. Evenimentele de aici pot fi salvate la nivel de utilizator, la nivel de grup de evenimente, cursuri, categorii sau la nivel de site. Dacă permisiunile rolului respectivului utilizator permit acest lucru. În principiu, pentru un utilizator cu rol de student, salvarea de evenimente la nivel de site, la nivel de sistem, nu este permisă. Iarăși, la nivel de categorie, doar dacă sunt customizate, dar doar dacă rolul este customizat, astfel încât salvarea de evenimente la nivel de categorie să fie permisă. Odată evenimentele salvate în calendar, ele vor apărea, vor fi listate tuturor utilizatorilor care au legătură cu respectiva categorie de cursuri, dacă vorbim despre un eveniment salvat la nivel de categorie de curs, sau vor fi vizibile evenimentele pentru toți utilizatorii înscriși la un curs, dacă evenimentul este salvat strict la nivel de curs. Și așa mai departe. Există posibilitatea exportării calendarului din aplicație și importării unui calendar dintr-un alt tool, din Outlook, spre exemplu. Și există totodată posibilitatea salvării automate de evenimente în calendar. De pildă, în momentul creării unui curs, el poate fi, dacă setăm o dată de start și o dată de finalizare la nivelul acelui curs, putem trimite automat în calendarul tuturor utilizatorilor ce vor fi înscriși la curs, putem trimite acel eveniment astfel încât utilizatorii să poată ști, să poată vedea dintr-o privire care sunt cursurile pe care trebuie să le urmeze în perioada imediat următoare, mai ales că există și blocul pe care am menționat, unde sunt listate fix evenimentele ce urmează să se întâmple în următoare, în perioada imediat următoare. Pentru secțiunea de private files, în această secțiune utilizatorii își pot salva documente pe care ulterior le pot accesa de pe orice alt device mobil ar accesa platforma. Deci dacă am accesat platforma și doresc să salvez un document pe care poate știu că doresc să-l utilizez ulterior în crearea unui curs pe platformă, îl pot salva în această secțiune de private files. Iar în momentul în care voi începe crearea cursului și, spre exemplu, mă ocup de crearea cursului de pe un alt calculator, poate de la birou sau poate din altă locație, îmi va fi foarte ușor să regăsesc materialul dorit în secțiunea de private files, care permite, de fapt, salvarea fișierelor în cloud. Deci este ca un fel de SharePoint la nivel de sistem, la nivel de platformă. La fel, dacă un cursant are documente pe care vrea să le studieze, poate înainte de a parcurge un curs din platformă sau înainte de a susține un test în platformă, le poate de asemenea salva aici. Ele pot fi accesabile de pe orice device și în orice moment, atât timp cât există conexiune la internet. Ca o scurtă paranteză, aș dori să povestesc puțin și despre conceptele de bază cu care operăm de regulă în discuțiile despre platformă. Și după cum ați sesizat probabil deja, avem conceptul de curs, avem conceptul de utilizator și conceptul de înrolare sau înscriere la curs. Și aici, când spun curs, de fapt, mă refer la orice tip de material creat în platformă, însă conceptul mai amplu cu care noi operăm este acela de curs. Un curs, de fapt, poate însemna un test, poate însemna un material
informativ sau un material de marketing sau, până la urmă, un material de orice altă natură. Apropo de cursuri, acestea pot fi importate din altele MS-uri în platformă, pot fi preluate de Agata, de la furnizori specializați pe crearea de astfel de conținut. Pot fi, desigur, create direct în platformă prin intermediul funcționalităților native default ale sistemului și pot fi totodată importate în platformă după ce au fost create custom cu tool-uri speciale de authoring. În platformă ele pot fi grupate în categorii. Avem în partea de sus a paginii acest bloc denumit Course Categories, unde avem posibilitatea să accesăm o anumită categorie de cursuri și să mergem targetat doar către cursurile din acea categorie. Okay. În interiorul fiecarei categorii pot fi customizate oricâte subcategorii sunt necesare. Nu există niciun fel de limitare din acest punct de vedere. Mergând mai departe către conceptul de utilizator, utilizatorii pot fi creați manual, direct în platformă, pot fi importați în bulk dintr-un fișier, Excel sau CSV, sau importați și creați automat în sistem, dintr-un SharePoint sau în baza unei integrări cu un soft de HCM. Înrolările sunt și ele de asemenea de mai multe tipuri. Există auto-înrolarea, care permite, atunci când este activată pe un curs, permite auto-înscrierea utilizatorilor la curs, fără să fie necesar un input din partea altcuiva sau un input programatic din partea sistemului. Avem înrolarea realizată de către superior sau înrolarea automată, realizată direct de către sistem, de către platformă, în baza unui sistem de reguli și competențe care permit o înrolare, care permit această înrolare automată în funcție de anumite criterii ce pot fi setate custom pe fiecare regulă de competență în parte. Iar aceste criterii pot fi de la funcția pe care o are un anumit angajat, departamentul din care face parte managerul, locația de unde se desfășoară activitatea, data începerii contractului și altele. Astfel că, prin setarea și enablarea acestor criterii specifice, sistemului se permite automat să filtreze fix acea categorie de angajați care răspunde și corespunde criteriilor de pe acele reguli de competență. Din interacțiunea acestor trei componente, și anume curs, utilizator și înrolare, rezultă datele de parcurgere care sunt vizibile în zona de rapoarte. Și am încheiat aici paranteza apropo de conceptele cu care operăm de regulă în discuțiile despre platformă. În zona principală de conținut, amintisem anterior despre blocul administrativ, acesta fiind disponibil doar utilizatorilor cu roluri cu permisiuni extinse pe platformă. Este vorba despre panelul administrativ sau blocul administrativ de aici, bloc din care se oferă acces utilizatorilor cu permisiuni suficiente să administreze, să gestioneze atât entitățile existente în platformă, cursurile, utilizatorii, competențele și regulile de competență și nu în ultimul rând să aibă acces către zona de rapoarte. Din tabul de companii, de fapt, tabul de companii reprezintă în esență funcționalitatea de multi-tenant a platformei. Și ce înseamnă această funcționalitate, de fapt? Înseamnă că, grație ei, putem permite crearea de entități sau organizații complet distincte, care pot fi gestionate totuși de pe aceeași instanță. Spre exemplu, pe instanța noastră de demo sunt găzduite mai multe companii, practic sunt conturile de trial care sunt active în acest moment. Iar aceste entități au proprii utilizatori care pot îndeplini roluri specifice, pot fi create seturi distincte de roluri în funcție de entitate. În platformă, fiecare entitate își poate importa sau crea propriul set de materiale de instruire sau de informare, respectiv testare, acestea putând fi share-uite între entitățile de pe acea instanță sau nu. Vorbeam puțin mai devreme despre notificări. Din tabul de template-uri aferente notificărilor pot fi customizate
toate notificările care sunt trimise din platformă, ele sunt dependente de anumite, sunt trigăruite de anumite scenarii, cum ar fi, spre exemplu, suspendarea unei companii, a unei entități și așa mai departe. Sunt o multitudine de scenarii care în spate pot trigărui trimiterea de mail-uri. Pot fi trimise, desigur, în oricare dintre limbile existente în platformă și pot fi trimise, după cum spuneam, atât managerilor, cât și utilizatorilor vizați direct de către acea înrolare sau de către expirarea unui curs. O să mergem înapoi către zona de dashboard. Gabriela, eu aș avea niște întrebări pregătite și cred că propunerea mea, dacă ești de acord cu asta, să trecem un pic la astea, pentru că sunt convinsă că pe parcursul lor s-ar putea să ne mai legăm de platformă și atunci cumva în ideea în care cei care vor urmări acest live să se poată rezona practic cu problemele poate pe care le au ei sau chiar întrebările pe care le-ar avea. Fără, mă rog, de acord, spunerea că le știu eu pe toate, dar cel puțin... Da, da. Nici o problemă, sigur. Ok, ai spus la început că această platformă este utilizată în mod actual și de către companii care au câteva zeci de angajați și de companii care au câteva mii, poate și mai mulți de angajați. Întrebarea mea e legată de cine administrează platforma, pentru că la o companie cu 30 de angajați, de exemplu, probabil că este impropriu spus, adică cumva acea companie să aloce un om pentru L&D. Este foarte rar văzut așa, adică nu funcționează așa. Și probabil că se așteaptă să primească sprijin de la voi pe partea asta. Oferiți și așa ceva, adică lucrurile cumva vin și în zona de consultanță? Vin și în zona de consultanță, într-adevăr, și am identificat și noi o nevoie din acest punct de vedere. Însă, spre surprinderea noastră, sunt și companii mai micuțe care preferă să administreze ele, să ia în responsabilitatea lor inclusiv aceste aspecte. Cred că până la urmă abordarea depinde de la caz la caz, însă ce este important de subliniat aici este faptul că noi putem răspunde ambelor scenarii, astfel că dacă până la urmă clientul dorește să-și asume și partea aceasta de administrare, o poate face, din partea noastră are libertate totală, însă la fel de bine îi putem ajuta și pe parte și din punct de vedere servicii de consultanță sau o mentenanță din aceasta mai extensivă. Acum, iar ar mai fi o discuție de purtat aici, apropo de ce se înțelege până la urmă prin administrarea sistemului. Din punct de vedere tehnic, sistemul nu necesită o administrare propriu-zisă. Ce înțelegem noi prin această administrare, de fapt, este în sine curarea materialelor din platformă și a utilizatorilor. Cam la asta se rezumă, de fapt, administrarea pe care trebuie să o facă beneficiarul în momentul în care achiziționează această soluție și o achiziționează cu o implementare în cloud. Deci dacă soluția se achiziționează ca un serviciu și anume SaaS, Software as Service, atunci lucrurile sunt destul de simple și foarte straightforward. Însă nu înseamnă asta, nu înseamnă că nu putem acomoda și implementări on-premises pe serverele clientului. Am făcut și lucrul acesta, însă acolo lucrurile se complică exponențial, fiind vorba într-adevăr de o administrare foarte complexă și complicată direct din partea beneficiarului. Și este necesară alocarea de echipe, echipamente și nu numai. Super! Legat de conținut, ai menționat faptul că în platformă se pot importa cursuri de la furnizori specializați în sensul ăsta sau se pot crea efectiv cursurile de care, mă rog, fiecare angajator are nevoie. Practic, eu în momentul când achiziționez platforma, nu am acces la o librărie de cursuri. Nu.
Însă răspunsul poate fi totodată da. Și de ce este discutabil? Pentru că, într-adevăr, noi oferim platforma și Aziz, cu alte cuvinte, goală, însă totodată avem și partea de servicii conexe produsului, de care am amintit chiar în introducerea discuției. Și atunci putem veni în întâmpinarea nevoilor companiilor și cu un catalog de cursuri. Cursuri off the shelf, deci ele sunt existente, ready-made, un catalog care însumează undeva la 750 de cursuri, peste 750 de cursuri, direct integrabile în platforma MindClass și nu numai. Ele sunt compatibile, de fapt, cu orice soluție LMS din piață, atât timp cât soluția respectivă oferă posibilitatea integrării de formate specifice industriei de e-learning. Sunt formatele standard pe care, în principiu, le poate găzdui orice LMS. Deci, atât timp cât utilizatorul dorește să-și creeze propria bancă de conținut și are aceste capabilități, sigur, poate achiziționa doar soluția, însă dacă dorește ca în soluție să aibă totuși niște cursuri pe care să le, la care să înroleze rapid angajații și să le ofere acces către 12 domenii pe care acest catalog de cursuri pe care noi îl oferim, 12 domenii pe care aceste cursuri le pot acoperi. Ele sunt disponibile nativ în limba engleză, însă sunt toate integral subtitrate în limba română, iar cele 12 domenii include la zona de finanțe până la cursuri de limba engleză, cursuri de leadership și management, ajungând până la zona de digitalizare și cursuri cumva targetate pe zona de AI, care este la foarte mare căutare de ceva timp încoace deja. Și probabil că va mai fi, pentru că va mai fi, da. Este aici să rămână, da. Exact. AI, într-adevăr. Ok, mă ajută cumva platforma în de fapt în cele două, să zicem, momente ale unui parcurs de învățare, să-i spunem așa, pe care le văd eu acum. Odată este analiza nevoii de învățare, în sensul în care vreau cumva să-mi evaluez nivelul de cunoștințe pe anumite domenii ale angajaților pe care i-am, pentru că în funcție de asta eu pot să-i trimit într-un curs sau altul, sau să le recomand un curs sau altul, și apoi, ulterior, parcurgerii unor cursuri, dacă pot să evaluez în vreun fel nivelul de cunoștințe pe care, mă rog, l-au acumulat. La începutul procesului, să spunem așa, este necesară această etapă de evaluare, astfel încât să știm cum plasăm angajații pe diferite arii de interes. Și acest lucru poate fi acomodat de platformă foarte ușor, pentru că platforma este, pe de o parte, un tool de învățare, însă este la fel de mult și un tool de testare. Astfel, la începutul procesului, putem debuta procesul cu o parte de testare, ca să evaluăm până la urmă nivelul la care se plasează fiecare angajat în parte. Și în funcție de notele obținute, pentru că acestea vor fi practic relevante, se poate face înscrierea targetată a anumitor populații de angajați la anumite căi de învățare, spre exemplu. Căi de învățare care pot fi structurate pe nivele de dificultate, de la începători și mergând până la avansați, pe diferite subiecte. Fie că vorbim de, nu știu, ceva din zona tehnică, fie că poate vorbim de zona de reglementări, de acreditări specifice sau zona de soft skills. Ulterior, odată nivelul identificat, se realizează înrolarea la calea de învățare sau la curs direct, dacă dorim să operăm doar cu un curs sau poate o suită de cursuri pe care o distribuim independent, course by course. Iar ulterior, după ce identificăm prin intermediul rapoartelor că toate materialele de studiu au fost parcurse de către angajați, putem merge către testarea finală, astfel încât să putem evalua la finalul procesului evoluția fiecăruia, în funcție de nivelul și nota de la care au pornit și nivelul respectiv, nota la care au ajuns după ce au trecut prin procesul de învățare, de instruire. Ok, și atunci, practic, eu, na, manager, să spunem așa, general vorbind, pot să-mi vizualizez la un moment dat
angajații sau colegii din echipă, da? Fiecare exact. ce curs a susținut, unde este el situat din punctul ăsta de vedere, ce competențe a realizat. Presupun, de fapt, asta ține probabil de conținutul cursului. Unele dintre ele, sau poate chiar toate, au și un fel de examen sau ceva de genul ăsta, ca eu să pot să îmi evaluez cunoștințele acumulate pe parcurs. Exact. Există varianta creării de cursuri care să includă pur, strict materiale de învățare, însă totodată este la latitudinea creatorului de conținut sau administratorului platformei cum creează aceste cursuri. Pentru că există și varianta în care testarea este inclusă direct în curs ca un topic distinct. Într-un curs putem avea mai multe capitole. În platformă ele vor apărea listate ca topicuri, însă, și ca să vă exemplific puțin ceea ce discutăm, am accesat cursul Know Your LMS, iar în interiorul acestuia regăsim, este un curs în format video, regăsim mai multe topicuri: calendar, adding an event, calendar export. Acest curs este de fapt un manual al utilizatorului în variantă video cu AI, realizat de către noi intern. Dacă pot să și accesez ca să vedeți cam cum ar arăta. Asta ca să vă faceți o idee despre cum ar putea arăta un curs în format video realizat cu AI. Personajul care vorbește în clipul de mai devreme nu este o persoană reală, este un avatar care poate verbaliza în orice limbă, inclusiv limba română, desigur. Poate fi inserat full body și există o multitudine, câteva sute de avatari pe care îi putem folosi. Îi putem plasa oriunde în curs. Background-ul este personalizabil 100%, poate fi imagine statică sau poate fi un video, o captură video. În cazul de față este captură video din platformă, deoarece este vorba despre manualul utilizatorului. Posibilitatea inserării de subtitrări în diferite limbi. Posibilitatea navigării de la topic la topic. Acestea sunt topicurile sau capitolele de care vorbeam. Ele sunt materiale de studiu în cazul de față, însă la fel de bine oricare dintre topicurile de aici ar putea conține elemente de testare. Elemente de testare care sunt puse la dispoziție direct, pot fi puse la dispoziție direct din platformă, astfel că nu este necesară apelării unor tool-uri externe, ci toate aceste testări pot fi realizate direct în platformă și integrate într-un curs sau, până la urmă, consolidate, părțile acestea de testare pot fi consolidate sau concepute și separat de materialele de studiu. Am văzut la voi pe site că este specificată funcționalitatea, dacă pot să o numesc așa, de gamification. Uh-huh. O să ne dai să ajung și acolo, da. Urma să ajung și acolo. Desigur că, ca orice LMS care se respectă, componentele clasice de gamification, care permit atribuirea, sunt prezente și în MindClass, ele permițând atribuirea manuală sau automată de ecusoane, puncte de experiență și crearea de clasamente în baza nivelului de puncte acumulat de fiecare utilizator în parte. Și avem, spre exemplu, listat în secțiunea de widget-uri fix unul dintre elementele, unul dintre cele trei componente de gamification, și este vorba despre posibilitatea câștigării de puncte, puncte de experiență se numesc ele, și crearea de leaderboard în organizație. Dacă mergem către leaderboard, spre exemplu, putem vedea exact care este clasamentul în momentul de față pe această instanță, cu toți utilizatorii, numărul de puncte de experiență, experience points, se numesc ele în engleză, și progresul în platformă. Clasamentul, după cum se poate vedea, este realizat în baza totalului punctelor acumulate și nu în baza progresului din platformă. Deci, pe de o parte, platforma poate încuraja progresul cât mai rapid în raport cu materialele la care un utilizator este înrolat, însă totodată poate încuraja
și crește engagement rate-ul și monitorizând ceea ce este denumit, ceea ce am denumit noi experience points. Aceste puncte de experiență sunt practic atribuite în baza unor algoritmi mult mai complexi, care sunt customizați în spate în funcție de scenariul fiecărui beneficiar. Asta ca să răspund și apropo de posibilitatea creării de clasamente, de atribuire de ecusoane. Există și posibilitatea atribuirii de ecusoane automat sau manual în funcție de cursurile pe care le-a parcurs sau nu un utilizator. La fel de bine, emiterea de ecusoane poate fi condiționată de către parcurgerea anterioară a unei suite de alte cursuri, însă la fel de bine ecusoanele pot fi atribuite utilizatorilor și manual, de către un manager sau un utilizator din platformă care are permisiunile necesare. Deci nu oricine va avea acces la această funcționalitate. Acum, încheiere, ca să spunem așa, tot pe site, că na, m-am uitat și eu pe site, m-am documentat cât am putut și eu. Am văzut că voi oferiți practic o călătorie de învățare și vreau să spunem așa, să ne spui între ce înseamnă din punctul vostru o călătorie, adică la ce vă referiți că este o călătorie și nu, na, nu știu, un curs. Mm-hmm. Și nu altceva. Da. De ce ne-am gândit noi să folosim acest termen de călătorie? Pentru că, de fapt, ce înseamnă parcursul unui utilizator în platformă se raportează mai degrabă la niște etape prin care acesta poate fi purtat, niște etape ale evoluției lui profesionale și personale, care evoluție poate fi realizată prin intermediul platformei în toate punctele sale. Adică, de la onboarding-ul unui angajat în companie și până la partea de evaluări constante, de acreditări sau reacreditări, de urmărirea procedurilor și normelor interne direct în platformă. Și mergând inclusiv către partea de învățare prin intermediul socializării sau oferirii de feedback direct către ceilalți colegi prin intermediul mesageriei, care mesagerie este accesibilă la nivel de sistem, întreg sistemul, însă mesageria poate fi activată ca o activitate de învățare sau testare și la nivel de curs. La fel și elementele care țin de forumuri, forum de discuții, ele pot fi activate la nivel de curs sau la nivel de sistem. Astfel că îmbinarea aceasta dintre toate posibilitățile de învățare, de la învățare colaborativă, socială, individuală și ajungând până la manierele în care cursanții pot fi evaluați, considerăm că reprezintă până la urmă, poate reprezenta, cel puțin din punctul nostru de vedere, o călătorie la capătul căruia fiecare cursant și fiecare angajat își poate culege propriul trofeu, să-i spunem așa, care trofeu este până la urmă reprezentat și de elementele de gamification, de ecusoanele sau punctele de experiență pe care le câștigă în platformă, de notele pe care le obține în platformă sau certificatele pe care le obține prin intermediul platformei, pentru că pe fiecare curs în parte poate fi setată și emiterea automată de diplome și certificate. Astfel că putem urmări și recompensa parcursul unui cursant din punctul 0, din T0, momentul în care el este onboardat în platformă sau în companie, și până în punctul în care poate părăsește compania sau ajunge să fie cumva câștigătorul premiului la nivel de L&D în companie, pe luna respectivă, în anul respectiv sau într-o anumită perioadă de timp dată. Da, și oricum cred că este important să recompensăm și pașii mici. Exact, exact. De aceea, exact, punctele acelea de experiență în baza cărora se creează clasamentele din platformă, după cum ați văzut, ele nu sunt corelate nici cu notele și nici cu progresul cursurilor neapărat. Este cumva o suită paralelă, un mecanism paralel prin care platforma îți permite să crești rata de engagement
a angajaților. Deoarece una dintre problemele capitale cu care se confruntă de regulă angajatorii este fix acest engagement rate, care de regulă este foarte scăzut în relație cu utilizarea unui LMS pe care ei l-au adoptat în companie. Așa este. E o problemă care, din păcate, ține mult de educație și nu neapărat de platforma în sine. Într-adevăr. Dar dacă ea poate să ajute, cu atât mai mult. Cu atât mai mult. Și iarăși, poate un element demn de menționat aici este faptul că, dincolo de toate aceste funcționalități și mijloace digitale pe care un LMS le poate pune la dispoziție, astfel încât până la urmă să angajatorul să reușească să livreze către angajat informațiile pe care trebuie sau își dorește să le livreze, dincolo de toate aceste elemente din zona digitală, până la urmă studiile arată că dacă nu corelăm partea aceasta digitală cu un sistem de recompense, pentru că omul până la urmă este în esență un animăluț care funcționează foarte bine pe bază de recompense. Și atunci concluziile multor studii au indicat cumva același lucru, și anume că indiferent de cât de capabil este soluția de learning management pe care o implementăm și indiferent cât de calitativ este conținutul pe care îl distribuim, dacă nu recompensăm în viața fizică, fizic, într-un mod sau altul, angajații, practic, eforturile noastre sunt cumva în van sau eficiența lor va fi foarte scăzută. Da, și asta este foarte important, ca aplicația să ne ajute, să ne dea suficiente informații, astfel încât noi să putem să ne corelăm activitatea și strategia de learning, să zicem așa, în companie cu asta. Că într-adevăr, așa este. Lipsa de timp. Pe care o acuzăm. Lipsa de timp este o problemă. Tocmai de aceea noi am și dezvoltat diferite mijloace prin care să cumva să rezolvăm mai mult sau mai puțin și acest aspect. Am dezvoltat aplicația de mobile aferentă sistemului, atât pentru sistemele iOS cât și pentru Android. Ba chiar mai mult decât atât, am realizat și o integrare cu cei de la Microsoft Teams, astfel că platforma poate fi accesibilă direct din chatul de Teams, fără a mai fi necesar acest schimb între Teams și browserul din care ar trebui să accesăm de fapt platforma. Și ca o scurtă demonstrație, o să încerc să deschid un pic Teams-ul. Nu știu dacă se și vede, trebuie să dau share separat, nu mai țin minte dacă am share-uit. Acum se vede. Se vede Teams, ok. Da. Ok. Și avem MindClass direct integrat în Teams, cu posibilitatea vizualizării tuturor informațiilor prezentate în browser, direct în chat. Cursurile mele împărțite pe categorii de înrolare, cursurile recent accesate, pagina de My Activity, unde sunt listate cursurile în funcție de stadiu de progres, partea de resurse, de unde am acces la dashboard-ul cu rapoartele, dashboard-ul istoric cu toate rapoartele pe care le-am generat, și o multitudine de alte funcționalități care sunt accesibile și ele la rândul lor direct în aplicația de Teams. Asta este totul foarte interesant. Totul pentru a crește cumva productivitatea utilizatorilor, fie că vorbim de angajați sau cursanți propriu-zis, pentru că de ce să nu recunoaștem, nu targetăm strict zona de business, targetăm și zona de educație. Și atunci cumva am încercat prin toate modalitățile și căile posibile pentru noi, posibile nouă, să găsim răspuns la orice problemă. Mai sunt probleme la care încă n-am găsit răspunsul potrivit, dar insistăm. Da, da, da. Acum știi cum e, că inclusiv tot au început. Sunteți într-o continuă învățare. Normal. Adică nu se opresc. Și învățăm și noi foarte mult chiar prin intermediul beneficiarilor noștri direcți, adică ai clienților. Ei sunt practic sursa noastră de inspirație și până la urmă de acolo ne luăm cel mai valoros și mai important input. Absolut. Okay, dacă vrei să mai spui ceva în închidere, acum e momentul. Acum e momentul, da. Aș dori să închei cu speranța ca măcar o parte dintre informațiile pe care am reușit să le împărtășesc astăzi v-au suscitat interesul. Și că
cumva am reușit să conving, apropo de utilitatea unui astfel de sistem într-o organizație, o organizație care până la urmă își dorește, tot ce își dorește este să rămână relevantă în piață, ca și noi de altfel. Practic, MindClass este o soluție cuprinzătoare, complexă, flexibilă, prin intermediul căreia se poate stimula implicarea angajaților, pot fi îmbunătățită dezvoltarea abilităților acestora și, în cele din urmă, poate fi impulsionat direct randamentul unei afaceri. Așadar, da. În încheiere, nu pot decât să vă invit pe toți să faceți primii pași pentru a vă alătura comunității noastre de utilizatori care beneficiază deja de puterea transformativă a MindClass și să maximizați astfel rezultatele inițiativelor voastre de instruire, învățare și dezvoltare din cadrul organizațiilor pe care le reprezentați. Oricum, din punctul meu de vedere, o soluție de learning este foarte utilă și din ce în ce mai ar trebui să fie strategică. Pentru că știm cu toții că upskilling-ul și reskilling-ul sunt două concepte care ne vor guverna viețile profesionale de acum încolo. Nu cred că... Bine, nici până acum nu pot să spun că ai terminat școala și nu mai învățat nimic. Dar oricum ritmul de învățare și nevoia de recalificare și mă rog, actualizarea competențelor era mult mai mică sau mai înceată decât... Da, înainte dinamica era foarte diferită. Acum lucrurile sunt cumva pe repede înainte și nevoile se schimbă de la o lună la alta aproape. Adică nu mai stai să aștepți ani pentru a vedea schimbarea întâmplându-se. Este direct lângă tine, ești martorul direct. Exact. Da. În regulă, Gabriela, mulțumim mult, MindClass, că ați fost alături de noi. Așa cum am spus, noi o să facem acest video disponibil pentru membrii comunității. O să o edităm un pic ca să aibă așa un început și un sfârșit drăguț. Și urmează, evident, să ținem legătura și noi o să îndemnăm, evident, membrii noștri să ia legătura cu voi. Nu o să le dăm noi toate detaliile oricum, astfel încât să fie ușor. Sigur, mulțumim și noi foarte mult, ne-a făcut plăcere și păstrăm legătura. Sigur că da. O zi frumoasă tuturor. Asemenea, la revedere!